Vă salut, dragi prieteni, bine ați revenit pe canalul meu. Astăzi o să facem o prezentare la o pereche de puișuri de rândunele de Saxonia tresă galbenă. Așa cum v-am obișnuit, venim cu păsări foarte frumoase din voliera Columbofil Junior, cel puțin din punctul meu de vedere. Avem o pereche foarte reușită de tresă galbenă la rândunelele de Saxonia. Avem aici femela de rândunele de Saxonia, tresă galbenă. O să încercăm să ne apropiem cât mai mult de ea să puteți vedea ce încălțătură are această femelă. O pereche de puișori foarte reușiți, așa cum vă povesteam. Într-o săptămână o să-i înțărcăm și pe aceștia, o să-i scoatem în voliera puilor. Aici avem și masculul. Uitați ce încălțătură poate să aibă masculul. O pereche foarte, foarte reușită de rândunele de Saxonia. O să revenim în video viitor cu o altă pereche, un domino roșiatic. Iarăși o pereche foarte frumoasă și cu o culoare foarte rară. Dar până data viitoare, eu vreau să vă prezint această pereche, așa cum vă povesteam. Este o pereche care ar trebui să mai stea o săptămână alături de părinți, în voliera de la matcă. Apoi urmează să o transferăm în voliera puilor. Vedeți, foarte greu se poate mișca datorită încălțăturii. Ia uitați ce încălțătură extraordinară poate să aibă această pereche de rândunele de Saxonia. Și părinții de la matcă arată la fel de bine ca și acești puișori. Încălțătura o au la fel de mare. Numai că în perioada de reproducție, vă povesteam eu în videourile pe care le făceam cu perechile, atunci când urmau să le punem la împerecheat și în care vă povesteam că la aceste rase de ornament, mai bine zis aceste rase de ornament, necesită tăierea încălțăturii ca ele să poată să se cuibărească cât mai ușor, adică să clocească ouăle. Netăindu-le aceste încălțături la perechile de la matcă, e posibil ca ele să scoată ouăle din cuib cu încălțătura. Sper să vă placă acest video. Am vrut să-l fac de săptămâna trecută, dar am lăsat ca acești puișori să mai crească puțin, să vă puteți da seama de adevărata frumusețe a puilor. A zburat masculul, o să încercăm să-l aducem înapoi alături de femelă. O să punem pe pauză. Am adus masculul din nou, ca să-l mai putem filma puțin. O pereche care, cel puțin din punctul meu de vedere, este una foarte reușită. O pereche de puișori cu o încălțătură superbă, fără niciun defect de culoare. Puteți observa aripile galbene ale rândunelelor de Saxonia. Eu sper să vă placă acest video. În continuare o să venim cu alte perechi de puișori pe care urmează să le înțărcăm. Dar până data viitoare, eu vă salut și vă urez toate cele bune.